Bună ziua, dragii mei! Astăzi v-am pregătit ciorbă de fasole cu șunca afumată de porc. Vă prezint ingredientele necesare. 1 kg 200 de fasole prefiartă, am spălat-o foarte bine înainte, 4 cepe verzi tocate mărunt, 3 ardei capia tăiați în cubulețe mici, 2 ardei grași tăiați în cuburi potrivite, 3 morcovi tăiați în cubulețe mici, 400 de grame de pastă de roșii, 30 de grame de pastă de bulion, o lingură de pastă de ardei, 250 de grame de șuncă afumată, o linguriță de turmeric, 2 lingurițe de cimbru, 2 lingurițe de busuioc, o linguriță de pătrunjel, 2 lingurițe de leuștean și sare după gust. Prima dată vom pune o tigaie pe foc, la foc mediu, și adăugăm șunculița. O vom lăsa să se prăjească puțin pe ambele părți, iar în acest timp vom pune pe foc o oală în care vom adăuga apă. Este gata pe ambele părți. În acest moment o vom scoate din tigaie și o vom lăsa deoparte într-un bol până ce vom avea nevoie de ea. În momentul în care vedem că apa începe să fiarbă, vom adăuga tot zarzavatul. Și morcovul. Din acest moment le vom lăsa să fiarbă timp de 15 minute. Au trecut 15 minute. În acest moment vom adăuga șunca afumată și vom lăsa să fiarbă încă 15 minute. Au trecut și aceste 15 minute. Vom adăuga boabele de fasole și 1 litru de apă pentru a face 6 litri de lichid. Și vom adăuga toate condimentele, inclusiv sarea și turmericul. Vom amesteca puțin și le vom lăsa să fiarbă până ce vom vedea că morcovul s-a fiert. Voi verifica dacă morcovul s-a fiert. Morcovul este fiert. În acest moment voi adăuga pasta de roșii, pasta de ardei, pasta de bulion, puțin leuștean și opțional 3 linguri mari de oțet. O vom lăsa să fiarbă timp de 10 minute, apoi vom stinge focul. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.